Bună ziua, dragi telespectatori ai SCTV. Continuăm seria discuțiilor pe teme social-politice. Am invitat de această dată în studioul SCTV pe doamna Magda Popeanu, o figură marcantă a comunității noastre. Doamna Magda Popeanu este consilier municipal în arondismentul Codenej, Notre-Dame de Grâce, în districtul electoral Codenej. Bună ziua, Magda, și bine ai venit! Vă mulțumesc pentru invitație și răspund cu mare plăcere întotdeauna la invitațiile SQTV. Magda, știu că este o persoană foarte pragmatică, foarte directă, așa că voi trece peste dulțegării și peste introduceri prea lungi. Ai venit în Canada în 1992, recent ai sărbătorit 25 de ani. Felicitări, în primul rând. Vă mulțumesc. Este o mândrie și o plăcere, o mare realizare. Ești de 25 de ani în Canada și te-ai decis la un moment dat să te implici, să te lansezi în politică. Ce te-a îndemnat să faci acest pas? Deci, în primul rând, o grijă pentru modul în care trăim, deci ceea ce numim noi environnement de vie a Montréal. Deci aveam oarecare nemulțumiri, faptul că era o circulație automobil foarte intensă, mai ales că trăiesc în cartierul Codenești, deci de probleme de curățenie a străzilor și cred că cel mai tare m-a pișcat faptul că întotdeauna mi-am spus imigrantul nu trebuie să se simte cetățean de clasa a doua, deci dacă vrei să faci ceva, dacă ai nemulțumiri sau ai proiecte pe care vrei să realizezi, implică-te, fă-o. Primul lucru, cel mai important lucru, cel mai adânc for care te-a îndemnat să faci lucrul ăsta este implicarea? Este implicarea politică. Am înțeles lucrul acesta în România, cred că toți românii au înțeles că politica joacă un rol important în viața noastră. Ne modelează felul de a trăi, deci mi-am spus de ce nu, vreau să modelez orașul și modul meu de a trăi. Și atunci trebuie să mă implic. Cel mai rău este să ajungi aici ca cetățean sau să sper să devii cetățean al Quebecului și al Canadei și să trăiești în paralel cu societatea care te-a primit. Într-o lume paralelă, într-o realitate paralelă, între două lumi, cea din România și problema multor imigranți, că nu trăiesc numai între două spații, trăiesc și între două perioade de timp, deci au nostalgie a trecutului, toată lumea are nostalgie a tinereții și a trecutului. Deci, faptul că dorești să trăiești în prezent și mai mult decât atât, să-ți modelezi viitorul și consideram că am un bagaj personal și uman care trebuie pus în valoare și atunci am spus mă implic. În România ai absolvit Institutul Politehnic Gheorghe Asachi. Cum se face că de la o formație tehnică, carteziană, ai ajuns în politică? Crezi că te-a ajutat? Da. Politica nu este, n-a fost modul meu de a câștiga viața. Am rămas foarte carteziană pentru că când am ajuns în Canada, deci am decis, mai mult sau mai puțin decis, dar pentru că am predat an de-a rândul informatică, deci într-un colegiu din Montreal, lucru care m-a obligat să mă întorc la școală, să fac formații în psihopedagogie, deci am un certificat în andragogie, m-am reîntors la școală, am făcut o metriză în ceea ce se cheamă intervention, formation profesională și cred foarte mult de altfel în formația profesională. M-am reîntors la școală, am făcut un DSS în gestion de etablissement scolaire. Deci n-ai scăpat nici tu de golgota asta imigrantului care trebuie să se reîntoarcă la studii, să-și refacă... Pentru mine nu este o golgota, ci este un mod de a te împlini. Pentru că spun golgota în mod figurat. Sacrificiile pe care trebuie să le facem. Nu știu dacă mi-a plăcut întotdeauna, a fost o conștiincioasă, asta țin de educația românească, dar mi-a plăcut să mă întorc la școală și mai ales că am funcționat întotdeauna în sistemul public și în sistemul public fără să ai toate calificările și diplomele necesare, deci când și încă sunt în funcție, sunt director adjunct la aceeași școală profesională în care am început. Felicitări pentru
tot acest parcurs. Magda, spune-ne, te rog, tu ai ales să intri în politică, nu oriunde, nu în orice grupare, la Projet Montréal, care are recent o nouă șefă, doamna Valérie Plante. De ce ai ales Projet Montréal? Am ales Projet Montréal pentru că voiam să-mi întruchipez, să-mi materializez modul meu de a gândi viața. Deci întotdeauna am detestat grupurile de presiune, lobby-urile, interesele meschine. Știu că am îmbătrânit și am rămas o mare idealistă, dar cred că este singura posibilitate de a schimba viața și de a modela viitorul, este să ai speranță. De altfel am plecat din România pentru că pierdusem speranță și mi-am regăsit-o. Sunt convins că în tot ceea ce ai făcut până acum ți-ai folosit bagajul acumulat și în România și aici și că ai și redat speranța multor cetățeni aici în Montréal, în Codenej, Notre-Dame de Grâce. Spune-mi, te rog, pentru telespectatorii noștri, Projet Montréal este o poziție oficială. De cum este în opoziție? Nu e întotdeauna... Este mult mai dificil decât să fii la putere. Mă uit în Consiliul Municipal, deci sunt consilieri care nu le-am auzit niciodată vocea pe planșeul Consiliului. Pe când în opoziție, fiecare consilier în Projet Montréal are un câmp de competență și când pregătim Consiliul Municipal sunt 14-16 mii de pagini de citit, pentru că fiecare rezoluție pe care o adoptăm este susținută de un, ce numim noi, somer decizionel, care poate să aibă 200-300 de pagini. Deci eu, înainte de un Consiliu Municipal, de multe ori citesc 5-600, 1000 de pagini ca să înțeleg dosarul și îți dă o competență și o cunoaștere a vieții, nu numai politice, dar și administrative, deci modul în care funcționează Ville de Montréal, pentru că este o instituție absolut extraordinară, sunt 25.000 de angajați la Ville de Montréal, e un buget de 5.6 miliarde pe care, de fapt, noi îl votăm, deci toate deciziile noastre sunt votate în Consiliul Municipal. Sunt fascinat, am învățat în ultimii 4 ani lucruri extraordinare și nu știu dacă știți, 2017 este an electoral, deci am intenția să mă mai prezint un singur mandat, pentru că consider că politicienii care stau prea mult în politică, într-adevăr înveți foarte mult, dar cred că ieșim, cum zic ăștia, movei pli, deci încep să suferi influențe, că sunt foarte multe interese, în afară de faptul că votez pentru contracte importante. Au fost contracte de 100 de milioane într-un singur vot. A? 100 de milioane. Sunt proiecte imobiliare, sunt extrem, extrem, un tisaj, o țesătură de interese foarte, foarte interesantă. Deci am de gând să mă prezint în alegerile de în 5 noiembrie 2017 și sper să reușesc în următorii 4 ani, bineînțeles dacă sunt aleasă, să transmit tot ceea ce am învățat. Am o sete de a împărtăși, de a partaja tot ce am învățat și tot ce știu. În 2017, în 5 noiembrie, vor avea loc alegeri municipale, dar până atunci aș vrea ca cei care ne urmăresc să înțeleagă că nu a fost neapărat foarte, foarte simplu să ajungi aici. Prima dată ai candidat în 2005. Da. Deci, cum îi spuneam de multe ori băiatului meu, zic, lucrurile care sunt simple sau în care nu pui mult efort, nu valorează mult. Deci, totuși, sunt primul român care are un vot în Consiliul Municipal al orașului de Montréal, din istoria Montréalului de altfel. Este de două ori mai mare mândria că sunt și o femeie, pentru că, în ciuda faptului că Quebec e o societate care încearcă să fie paritară și să fie egalitară, ca femeie nu este... A trebuit să sparg ceea ce se cheamă plafonul de sticlă.
Nu, Ai nu avut este ușor, două. trebuie să fii foarte perseverent. Deci m-am prezentat în 2005, am făcut un 18% din vot. Apoi în În 2009. 2009, deci s-a ameliorat, am făcut aproape 31% din vot. Și în 2013, cum spun în engleză, the third is the charm, sau am câștigat a treia oară, asta este mult efort, este să bați ceea ce spunem door to door, deci port la port, da. Bați la multe uși și încerci să nu numai să-ți prezinți ideile, dar să reușești să ambalezi mesajul încât oamenii să te înțeleagă în toate limbile, în toate culturile. De ce crezi că ai câștigat în 2013? Am să fiu modestă. Deci, în primul rând, am avut o susținere pe teren extraordinară. Deci am reușit să mobilizez benevol, pentru că în politică, dacă nu ai persoane care te susțin, deci pot să vă spun că ziua de vot am avut 167 de persoane pe teren care au stat în birourile de scrutin. Câți români au fost între cei 167 de benevoli? Am avut prieteni, am avut, da, nu majoritate, am avut, dar absolut de toate națiile și de toate ori am avut ucrainieni, niște studenți ucrainieni care erau în stagiu la Parlamentul din Ottawa și care erau interesați să vină să vadă cum se face politica pe teren și au fost, i-am cazat la mine. De fapt, să faci politică trebuie să înțelegi că faci parte dintr-o familie, ușa ta e deschisă. Într-un organism viu, ușa ta este deschisă, trebuie să fii o persoană care e ușor de abordat, care e primitoare, deci e un, cum spun ăștia, un don de soi, deci să faci dar din sufletul tău. Bun găsit la o nouă emisiune Escu TV. Mă numesc Felicia Mihali și astăzi am plăcerea să mă întrețin cu Alina Dumitrescu, scriitoare de origine română, autoarea romanului Le Cimetier des Abeilles. Alina, bine ai venit în studioul Escu TV. Bine v-am găsit, privilegiul este al meu. Alina, sincer, este cartea ta. M-a surprins de două ori, și ca autor de cărți, la rândul meu, și ca critic. Înainte de a fi scriitor, am fost jurnalist pentru Evenimentul Zilei, adesea făceam cronică de carte. A fost o carte pe care, efectiv, nu am putut să o las din mână. Am citit-o, cred că, într-o oră și m-am decis să și fac un interviu pentru o altă publicație la care lucrez. Care este geneza acestei cărți? Primele texte din carte ca atare au fost scrise acum aproape 10 ani. Ideea de carte e mult mai veche și a început cu plăcerea de a scrie în limba română, însă nu am publicat, în afară de câteva poeme la revista Ateneu din Bacău, nimic altceva. La vârsta de 28 de ani, acum 28, facem calculul, am imigrat la Montreal și am început să trăiesc și după aceea să scriu în franceză. Simțeam că am o poveste personală pe care o purtam, însă circumstanțele vieții, cerințele vieții de zi cu zi, imigrația, familia, rupturile, toate acestea nu mi-au lăsat răgazul necesar, nu numai ca timp, dar ca dispoziție mentală și poetică să scriu. Însă, din timp în timp, am participat la concursuri de creație literară, am trimis câteva texte pe aici, pe acolo și de fiecare dată am avut cel puțin premiul 2. Da, tocmai asta m-a surprins, faptul că debutul tău este prima carte, de fapt, care apare în format roman. E foarte târziu când alții, de fapt, renunță sau nici nu mai e vorba să mai publice la tine, niciodată nu te-ai descurajat. De fapt, citindu-ți cartea, îmi dau seama că, de fapt,
tu ai fost tot timpul un autor, ai trăit cu această idee, în primul rând ești o mare cititoare, după cum se vede, ai referințe culturale extraordinare, deci, deși ai publicat atât de târziu, de fapt, toată viața ta ai fost un autor. Este adevărat. Sunt o persoană care folosește viața ca material artistic, fie că e vorba de tricotat, de decorat o salată sau de scris, vibrez la frumusețea lumii și încerc să creez și eu, să împing urâțenia mai departe. Găsesc că este o foarte mare diferență între a scrie și a fi publicat. Dificil. Am avut privilegiul enorm de a fi acompaniată de directorul literal al editurii Triptych din grupul Nota Bene. Este vorba despre un tânăr director literar care se numește Jean-Michel Teru și care are o inteligență absolut panoramică și o sensibilitate extraordinară. Nu o să-i mulțumesc niciodată destul. Vorbești foarte mult despre comunism, despre copilăria ta la Moinești, dar o faci într-un fel pe care de foarte puține ori l-am văzut, în sensul că, într-un fel, tu salvezi această epocă, care a fost o epocă sinistră, toți am parcurs-o, știm ce însemna, dar în cartea ta aproape că are o variantă luminoasă, aproape că pare plăcut felul în care tu asociezi comunismul cu cele mai banale lucruri, aproape că îi dai o strălucire. Și totuși, mulți autori încearcă să-și ia revanșa față de această epocă. Tu nu faci asta. Cum ai găsit aceste resurse în tine de a vorbi în acest fel despre comunism? În primul rând, cred că sunt o persoană luminoasă și în funcție de ceea ce avem în jur, ne găsim întotdeauna plăcerea. Natura este oportunistă. Tinerii își găsesc plăcerea, sensul în cadrul care le este oferit. M-a durut inima de multe ori, metaforic vorbind, când am auzit vorbind despre România, despre anii respectivi și găsesc că este injust. O parte din cartea ta, o parte vorbește despre copilărie, despre trecut, dar mare parte din conținut se referă la lupta ta, dacă vrei, cu limba franceză. Este o relație de, cum zic francezii, amour-haine, dragoste, ură, pentru că vrei să stăpânești, există dificultăți. Care este în acest moment raportul tău cu limba franceză? Eu aș spune mai degrabă că la început a fost o iubire în sens unic. Însă am o teorie personală care poate împărtășită de alte persoane. Cred că în momentul în care funcționăm într-o altă limbă, începem să gândim, trăim într-o altă limbă, avem fiecare dintre noi dorința și necesitatea absolută de a cunoaște această altă limbă la nivelul cunoștinței limbii inițiale. Maternă, în cazul meu a fost paternă, pentru că tatăl meu este vorbărețul și iubitorul de limbă în cuplul părinților mei. Faptul că sunt o persoană, o minoritate audibilă și va rămâne pentru toată viața, mă deranjează foarte mult. Am făcut eforturi foarte mari, consimțite cu plăcere, prin lectură, să polițez această limbă, care este un material în același timp. Ce se întâmplă este că acum am avut câteva momente de saturare unde nu am mai putut avansa în învățarea limbii franceze și mă autosuspectez tot timpul. Voiam să-mi reglez afacerile cu limba franceză scriind această carte și continuând, poate, pentru că găsesc trist să mă simt un francofon defectuos tot timpul. Când ai venit, bagajele tale de imigrant, ce conțineau? Multe haine prea elegante. Câteva cărți ale tatălui meu, pe care a trebuit. Ai adus și abecedarul, înțeleg că și e... Și cartea,
mea fundamentală, esențială, care a făcut dintr-un analfabet o persoană alfabetizată, o carte pe care o ador, Dicționarele limbii române și câteva cărți pe care a trebuit să le negociez cu părinții mei, pentru că le consideram ale mele și nu mă simțeam în stare să plec fără ele, câțiva metri de tricolor, o pamplică, formă de am vrut să iau și un pic de pământ de acasă și numărul de la casă, dar nu mi l-au dat. Nu mi l-au dat pentru că nu se mai fabricau numerele de casă. Oricum am făcut foarte mult în simbolic, m-am preparat instinctiv cum trebuia, însă n-aveam nicio idee de unde vin, era înaintea ordinatoarelor personale și acum consider că sunt într-un fel, într-un soi de buzunar pe fruntea planetei. Da. Văd că ai adus trei gheme, andrele. Înțeleg că tricotatul nu e numai o pasiune de uitat la televizor, ci chiar ai făcut o carieră secundară din acest lucru. Vrei să ne vorbești puțin despre ce înseamnă pentru tine tricotatul? Am început să tricotez din nostalgie. Deja îmi place foarte mult lână în jur, lavandă, îmi creez o atmosferă pe care pot să o plimb cu mine. Bunicele mele și mama tricotau de o manieră extraordinară, chiar colorau lână, găsesc că e ceva foarte frumos. Aici nu am avut banii necesari să pot cumpăra copiilor mei lucruri care adesea vin din Europa și pentru care trebuie să plătim și transportul prin vapor și chiria de la butică. Așa că am început să le fac lucruri personalizate, care reprezintă o amintire pe care am avut-o în vacanță. Mă rog, așa, lucruri într-adevăr personalizate, care mi se pare mie că trebuie să facă parte din copilărie. Și unde putem vedea, cumpăra aceste produse? Sunt singura care le face, nu le-am... Știu, dar să... Fac și designul, se cheamă Alidar Creation. Alidar Creation. Și sunt... acum fac mai mult produse. Creații pentru copilași. Prima vizită la bebeluș și la mămică. Cu numele personalizat, ton pe ton. Sunt lucruri haut de gamă și sunt foarte apreciate. Alina, în încheiere, care sunt proiectele de viitor? Înțeleg că romanul tău de la lansare are o carieră absolut extraordinară. Toate ziarele importante au scris despre tine. În curând vei merge la Paris, la Salonul de Carte. La 21... Ai ședințe de semnătură și o să contactez diferite persoane pentru traducerea către română și în alte limbi. O să mă duc la Biblioteca Quebecului la Paris, care a pus cartea mea în coup de cœur, în cărțile preferate, sau cum să spun așa. Și cartea mea a fost înscrisă la mai multe premii. La Goncourt du Premier Roman, Le Prix de Saint-Continent, pentru francofonia internațională, Le Prix du Gouverneur Général, Le Prix de Conseil des Arts et Lettres du Québec și or să mai fie câteva. Este foarte... nu vreau să aibă aer mercantil, dar toată lumea știe de că... De ce nu? Nu putem trăi din... Autorii trebuie să și trăiască și premiile sunt o sursă de venit foarte importantă. Asta ne permite să continuăm să existăm și să scriem. Este drept că am, până la ora actuală, de 4 luni de când a fost, ultimele 4 luni de când cartea a fost lansată, pot să spun cu mâna pe inimă că am depus cel puțin la fel de mult efort pentru tot ce ține de promovare, că mi-am tras de neurone așa să văd care ar fi posibilitățile, persoanele. Pentru că ca autor nu putem face mare lucru. Casa de editură este cea care poate să facă promoția. Editura funcționează și ca un agent de publicitate. Au da. O persoană și trăiască care Facebook-ul, unde v-am cunoscut. Unde ne-am cunoscut, cu mare... Așa te-am descoperit, de fapt, și îmi face mare plăcere. Alina, felicitări!
Mulțumesc. Mult succes în continuare. Mulțumesc. Aștept cu nerăbdare noile tale cărți. Sunt sigură că nu poți să cobori sub un anumit nivel și că nu poți fi mai rele decât am început deja scrierea unei. Am început deja. Este un debut extraordinar, face cinste Quebecului, comunității române și României în general. Așteptăm cu interes noile apariții. Îți urăm mult succes la Paris și mulțumesc. Să nu se avionul. Nu, asta nu. Mulțumesc tare mult.